prin Duhul Sfânt. Rămâi, zice Domnul, înaintea mea, falovie galadovet, pentru că vreau să-ți trimit biruința de care ai nevoie, zice Domnul. Aleluia. Se vede o ființă dumnezeiască între noi. Shamanagobe rovie de stragobe falaie. Și iată, adună multe foi, multe cere. Paradovie semene cadovie falt. O, dar ele se văd ca și cum se dă rezolvare. Păi robene și labone ganovie falt. Ascultă, dar de ce ești deznădăjduit, poporule? Fergubinovlovie semene ganovia. Vreau astăzi să-ți leg rănile, zice Domnul. Și să te tămăduiesc, strigă Duhul Sfânt. Fergubiu mănadovie semene ganovia. Căci din palmele mele, zice Domnul, nu te poate smulge nimeni. Atâta vreme cât îmi dai cinstia de tată, caută, zice Domnul, folomie semene. Să-și duci la împlinire juruințele. Chiar în vremurile de strâmtonare, pita nu-ți va lipsă de pe masă, că-ți purta voi de grijă, zice Domnul. Eclavio fordise minagado vie te gobe n-a dat. De clatin, zice Domnul, când într-o parte, când în alta. Iată ce adeverește cel preanalt. Prădobiche rominado vie semenegat. Pe cel robit îl voi dezrobi. Aleluia. Pe cel căzut îl voi ridica, zice Domnul. Pe rubie se menega noviat. Și iată am un plan de a intra în casa ta. Ascultă, dar vei vedea curând, zice Domnul. Lucrurile care sunt în dezordine vor fi puse în rânduială, zice Domnul. Pentru că vreau, spune Domnul, să intru ca izbăvitor în corturile tale. Să intru ca medic, zice Domnul. Să aduc pace acolo unde nu este pace. Veravio semene gadovie semene. Pentru unii care au descurajat, care nu știu ce să mai creadă, așteptând o rezolvare și împlinirea unor făgăduințe vechi, cu privire la mântuirea unor suflete din corturile lor, iată ce-ți vorbesc. Dacă altarul nu vei lăsa să se dărâme, voi veni, zice Domnul. Și iată, dacă voi găsi, zice Domnul, pe altar pusă jertfă, viu sunt, zice Domnul, că voi începe lucrarea, că n-am eu semene gadofolobritu zement, n-am oprit binecuvântarea, dar unii ați oprit-o, zice Domnul, prin planurile și gândurile voastre, spunând că iată, venobie fost, dacă mi se va întâmpla așa, o, mama ucigașă va fi pedepsită, zice Domnul. Și nu va putea moșteni cerul meu, zice Domnul. Feromina la nubie semene ganobie fapt. Ascultă, dar oprește-te în vremea aceasta. Căiește-te și vei vedea că îndurările mele sunt veșnice. Mai mult te bazez pe vorbire omenești, zice Domnul, decât pe cuvântul meu. De ce mă faci neputincios, omule? Filovo semenea gadobero de grat. Iată! El a răsărit să vede o trâmbiță care trâmbițează fenomii faragat, dar nu este o trâmbiță de la mine. Și mulți se vor închina aceste trâmbițe și vor spune, da, este de la Dumnezeu, dar ascultă, dar și înțelege, ceea ce vine de la mine dă un sunet clar, deslușit și toți cei ce ascultă se pot pregăti de luptă. Însă eu îți vestez, zice Domnul, în odăița casei tale, poporule din Ofologano Viet, să zidește altarul ca să mântuiesc, să izbăvesc și să împlinesc făgăduințele. Iisus Hristos, noața prin Duhul Sfânt. Amin.